Scena s-a petrecut în fața sediului judecătoriei municipiului roman. Un trecător aflat în parcarea din fața clădirii a observat doi jandarmi care nu purtau masca de protecție, deși este obligatoriu și în spațiile deschise. Atunci bărbatul a început să-i filmeze pe cei doi jandarmi și i-a întrebat de ce nu poartă mască și nu respectă normele sanitare. Moment în care unul dintre cei doi jandarmi a reacționat total deplasat și a început să fie agresiv. Acesta s-a năpustit asupra telefonului cetățeanului, complet iritat de întrebarea care tocmai se adresase. În cele din urmă, așa cum reiese și din imaginile filmate, cadrul militar își pune masca de protecție și se calmează. În urma acestor imagini a fost deschisă o anchetă la Inspectoratul Județean de Jandarmi Neamț.